Seceta înregistrată în România anul trecut i-a determinat pe agricultori să cultive plante mai rezistente la lipsa apei din sol. Așa se face că în județul Buzău vor fi însămânțate în această primăvară peste 1000 de hectare cu sorg, o plantă care poate înlocui cu succes culturile de porumb. Sorgul este o plantă cultivată pe suprafețe întinse în Africa, iar costurile de înființare a culturii sunt destul de mici. Sunt promițătoare producțiile obținute din cultura sorgului, care pot ajunge ușor la 7 tone pentru fiecare hectar cultivat, chiar și în condițiile în care lipsesc precipitațiile sau sistemele de irigare. Un fermier din Buzău a decis să planteze pe o suprafață de 150 de hectare sorg. Asta după ce vara trecută, de pe aceeași suprafață cultivată cu porumb și rapiță, nu a recoltat nimic. Seceta a uscat toate culturile, iar fermierii au adunat doar pierderi. Spuneți-ne, ce v-a determinat să însămânțați, iată, cu sorg, să treceți de la porumb la sorg? Sau? În primul rând, anul trecut a fost un an foarte secetos și mari parte din culturi au fost compromise din cauza secetei. Sorgul este o plantă adaptată mai bine la ariditate, la secetă, și anul acesta ne-am hotărât, anul trecut n-am avut sorg, anul acesta ne-am hotărât să cultivăm sorg pe o suprafață de aproximativ 150 de hectare. Cultivatorii au trebuit să învețe din mers modalitatea de însămânțare, dar și de întreținerea culturii. Prima dată când însămânțați așa ceva? Este pentru prima dată care semănăm sorg. Punem 300 de mii de boabe la hectar, în condițiile care ați văzut și dumneavoastră. Secetă, uscătură. Acum să vedem ce... Ce știți despre această plantă? Este productivă? Ce am auzit, din câte am auzit de la televizor și la astea, și că e o plantă productivă, rezistă la secetă. Și alți agricultori au mizat pe această plantă pentru a nu avea surprize la toamnă. Numai în județul Buzău vor fi plantate în această perioadă peste 1000 de hectare de sorg, în condițiile în care anul trecut doar 100 de hectare au fost cultivate cu această plantă. Anul trecut am avut aproximativ 150 de hectare, anul ăsta vor fi până aproape de 1000 de hectare. Iată că și la județul Buzău, practic fermierii se adaptează condițiilor climatice și va crește, sunt convins, și în anul respectiv va crește ponderea acestei culturi. Sorgul a mai fost cultivat în România în urmă cu mulți ani, însă a fost scoasă din cultură. Agricultorii care mizează pe sorg trebuie să știe că această plantă nu se poate cultiva pe orice teren. Solul în care va fi plantat sorgul trebuie pregătit cu mare atenție. Sorgul, o plantă care putem spune că s-a reabilitat în cultură, pentru că în trecut această specie era cultivată în România și, sigur, o perioadă de timp a fost scoasă din cultură pentru că a fost înlocuită de alte plante. Însă ne-am întors la ea pentru că rezistă mai bine la stresul termohidric, în special la secetă, face față cu brio perioada de secetă. Și de aceea o parte din fermieri s-au întors, și-au adus aminte această plantă și doresc să o extindă în cultură. Din boabele de sorg se pot obține o făină fără gluten, fiind folosită în panificație și patiserie. Preparatele din făină de sorg pot fi consumate fără nicio problemă de persoanele care au intoleranță la gluten. Tulpina plantelor poate fi folosită ca furaje pentru animale.